Vladimir Putin ar putea ataca o țară NATO. A spus-o în direct, ne uităm cum putem ținti. Vladimir Putin pare mai decis ca niciodată să nu cedeze. Liderul de la Kremlin a dat un ordin care provoacă o undă de îngrijorare pentru toată lumea. El a spus că există riscul serios de a târâ în NATO într-un conflict armat cu Rusia. Vladimir Putin a susținut că Rusia i-a luat în calcul distrugerea avioanelor F-16 destinate Chievului. Mai mult chiar, liderul de la Kremlin a avertizat Occidentul că, dacă va ajuta Ucraina cu avioane de luptă F-16, ar fi un pericol serios de a târâ într-un conflict armat cu Rusia, iar aeronavele vor fi distruse. Aeronavele F-16 vor avea soarta tancurilor occidentale. Tancurile sunt în flăcări, inclusiv leoparturile. Iar F-16 vor arde în același mod. Nu există nicio îndoială în această privință, a declarat liderul de la Kremlin la Forumul economic de la Sankt Petersburg. Avertisment categoric al lui Vladimir Putin Rusia va lua în considerare opțiunile de distrugere a acestor avioane, chiar dacă acestea vor avea baza în afara Ucrainei, a susținut Vladimir Putin. Dacă sunt plasate în baze aeriene din afara Ucrainei și sunt folosite în ostilități, va trebui să ne uităm cum și unde putem ținti aceste active care sunt folosite în ostilități împotriva noastră, a spus Putin. Acesta este un pericol serios de atâr în continuare NATO într-un conflict armat, a avertizat el potrivit agenției TAS.